Familie, dragi frați și surori, dragi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, suntem în locul acesta și îndurerați ne uităm spre cele două sicrie și în asemenea momente avem în față Cuvântul lui Dumnezeu care poate să ne ofere ceea ce contextul în care noi ne găsim nu ne poate oferi. Și poate unii dintre dumneavoastră se întreabă în asemenea ipostaze de ce Cuvântul lui Dumnezeu este o soluție. Când te desparți de cineva drag și când ai atâtea întrebări fără răspuns. Aș vrea pentru învățătura noastră în această zi să vă aduc aminte de câteva cuvinte spuse de Apostolul Pavel, care într-un context scria celor din Corint în felul următor. Să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Frații mei, din pasajul acesta, din acest verset, v-aș reține atenția cu următoarele cuvinte. Dumnezeu va scoate la lumină lucrurile ascunse. Dumnezeu va scoate la lumină lucrurile ascunse. Pentru noi este greu să înțelegem de ce Dumnezeu procedează așa. Pentru noi este dificil să dăm explicații, cum se spunea, sau să oferim răspunsuri. Totuși, vreau să ținem cont de detaliul acesta. S-a menționat deja și am să reia un verset. Dacă suntem în necaz, spunea același Pavel, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Ce mi se pare ciudat și ce este greu pentru noi câteodată să înțelegem, este tocmai ideea pe care Apostolul Pavel o sugerează aici. Suntem în necaz, ascultați, pentru mângâierea și mântuirea a cui? A voastră. Frații mei, noastră vi se pare normal să suferim, să plătești un preț pentru alt? Uitați-vă, spune Biblia despre Domnul Iisus că a venit pe pământul acesta, n-a avut nicio vină. Și scopul venirii sale, unul dintre scopurile venirii sale, sau dacă vreți, scopul principal al venirii sale, a fost tocmai acesta. Să plătească prețul pe care trebuia să-l plătesc eu și pe care trebuia să-l plătești tu. Dragii mei, apropo de lucruri ascunse, sub această sintagmă vreau să mi-asez mesajul meu în această zi. Lucruri care pentru noi sunt neclare. Lucruri care n-au nicio logică la o primă privire. Vreau să avem o altă perspectivă asupra suferinței. Să nu vedem lucrurile de jos, să nu vedem lucrurile doar din punct de vedere uman, ci dacă se poate să le vedem printr-o altă viziune. Reiau ideea care am menționat-o. Domnul Iisus a suferit pentru noi. Oare noi suntem gata să suferim pentru cei de lângă noi? Nu degeaba spunea Apostolul Pavel, Apostolul Petru, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Câți dintre noi suntem dispuși să ducem jugul greu al batjocorii, ca într-o zi cineva să fie salvat de la moartea veșnică? Uitați-vă la Apostolul Pavel, un titan, am spune noi, al credinței, care, de dragul altora, spune Biblia că a primit într-o situație în Filipi multe lovituri, a fost aruncat în temniță și continuă Scriptura să menționeze
Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Și a spune noi, pentru ce, Pavele? Bătaie cruntă, suferință, întuneric, necaz? Și uitați-vă ce surprinde pasajul biblic. Pavel și Sila au spus temnicerului, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și așa se termină, s-a bucurat omul acela cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Acum, dragi frați și surori, e greu pentru noi să acceptăm ideea aceasta. E greu pentru noi să înțelegem de ce câteodată Dumnezeu ne zdrobește pe noi ca alții să fie udați și alții să fie adăpați. Nu degeaba spunea Domnul Iisus într-un context, femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Acum, dumneavoastră știți ce înseamnă să dai naștere unui copil și asta implică multă durere. Implică 9 luni de sarcină, implică multe alte costuri. Dar care dintre noi s-ar fi născut pe pământ dacă nu era cineva gata să plătească costul acesta? Frații mei, fac o scurtă paranteză. Noi toți ne dorim premii. Noi toți dorim să fim apreciați. Dar cine vrea să pună mâna să muncească? Cine vrea să sufere zăduful zilei? Cine vrea să tragă la jug? Cine vrea? Noi încercăm variante ușoare. Și vedeți câteodată Dumnezeu intenționat ne pune în anumite contexte, cum se spunea, ne pune în presa Lui. Pentru că are nevoie de noi. Are nevoie de noi. Și, vedeți, zdrobindu-ne, luându-ne ce avem mai drag, noi suntem soluția lui Dumnezeu pentru alții care trec prin situații similare. Citeam aseară, copilașii mei citeau aseară o întâmplare despre o fiică care a fost foarte prigonită, n-a fost dorită, nu din țara noastră, din altă țară, și mărturisea în acea experiență ce maltratat a fost de tatăl ei, care era un bețiv notoriu, ce respins a fost de mama ei, care, cum spuneam, n-a dorit-o. Dar știți ce m-a șocat pe mine ascultând? Am stat și eu acolo cu copiii să se termine acea întâmplare. Frații mei, din suferința aceasta, suferință grea, respinsă, la 14 ani a fost alungată din familie că s-a pocăit. Din suferința asta. Știți ce rod frumos a adus Dumnezeu? A crescut, s-a maturizat, a ajuns pe picioarele ei și s-a întors în satul ei natal. Și spunea, toți copiii respinși, toți copiii care nu sunt doriți, eu sunt o mamă pentru ei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în decurs la câțiva ani, au deschis o biserică în acea localitate. La un moment dat, fratele ei care s-a pocăit, s-a întors și mama ei între timp, în perioada când ea scria, se rugau pentru tatăl ei, a ajuns diacon. Și spunea, am multe planuri, multe viziuni pentru localitatea aceasta. Dragii mei, reiau ideea. Familia asta plânge astăzi. Suferă. Și noi nu înțelegem de ce. Totuși, din suferință, din necaz, Dumnezeu are lucruri ascunse. Lucruri care noi nu le înțelegem, lucruri pe care noi nu le pricepem, dar Dumnezeu știe să-ți proslăvească numele. Amin. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră încă un gând. Mă uit la Domnul Iisus, care spunea ucenicilor săi, le prevestea ceva ce ei nu ar fi dorit probabil să audă. Le spunea Domnul, veți plânge, vă veți tângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista. Și continua Domnul Iisus, întristarea voastră se va preface în bucurie. Mă, frații mei, e nepotrivit să spui în asemenea momente să rostești parcă cuvântul acesta, bucurie.
Noi plângem și vii cu ideea asta a bucuriei. Și totuși, în necaz, în suferință, Domnul Iisus introduce principiul acesta. Spune Biblia, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi ce? Curios, bucuria voastră. De ce e ciudat modul cum lucrează Dumnezeu? Pentru că, frații mei, orice necaz din viața aceasta, ascultați-mă bine, are în viața veșnică un corespondent ciudat. Aici necaz și dincolo, știți ce semănăm? Bucurie, bucurie. Adică e ca și cum ai zice, eu vreau să câștig ceva frumos, vreau să mă bucur. Și ți s-ar răspunde sau ți s-ar zice, trebuie să plângi. Și pentru noi este ilogic, n-are nicio legătură. Și totuși, să știți că este o mare realitate. Permiteți-mi să vă aduc aminte de alte cuvinte spuse de Domnul Iisus. Apostolul Petru a spus, Doamne, noi pentru Tine am lăsat tot, și le zice Domnul, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 semințiele lui Israel. Și continuă Scriptura. Oricine a lăsat va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dragii mei ascultători, problema este că noi trăim pentru prezent. Noi ne gândim mult la prezent. Vedeți, noi ne facem calculele pe termen scurt. Noi ne gândim la binele nostru temporar. Și ce vrea Dumnezeu prin asemenea momente să ne învețe, e că noi avem o viziune foarte limitată. Adică, uitați-vă, Apostolul Pavel spunea despre sine, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Mă vreau să pun o întrebare. Noi ne uităm numai la ceea ce se vede? Două sicrie. Părinți care plâng, inimi frânte. Dacă numai la asta ne uităm, iertați-mă, noi suntem foarte limitați. De ce nu ne uităm în glorie ce e acolo? De ce nu ne gândim la ziua în care Domnul, care cântărește durerea familiei, are pregătit o cunună pe măsură? Sunt tineri, am zice noi, rupți în floarea vârstei și totuși, în cer, cum îți priviți? Frații mei, nu-i corect să avem doar, reiau ideea, o viziune limitată. Știi, câteodată zicem noi, Domnul nu mă lasă să mă dezvolt. Ce înțelegem noi prin a te dezvolta? Prin a mări hambarele, poate prin a dobândi anumite lucruri. Uitați-vă, doar o referință biblică vă mai citesc, zicea Domnul, între voi să nu fie așa. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie cum? Slujitorul vostru. Oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie ce? Să fie rob. Dragii mei ascultători, costurile pe care le plătim aici, zice Pavel, nu pot fi puse alături de răsplata pe care o primim dincolo. Știți cum e? E ca și în situația descrisă în Filipeni 2. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte, suferință, durere și continuă textul biblic, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Frații mei, așa că cu toții ne-am dori slava și gloria de atunci, din viitor, ce o va avea Domnul și ce o are acum în cer.
Cine nu și-ar dori la capăt să fie premiat de adevărata și unica, dacă vreți, autoritate? Dar uitați-vă că textul începe altfel. S-a dezbrăcat de sine. A luat un chip de rob. Scumpii mei, chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să vedem lucrurile așa cum le vede El. Să nu ne uităm la aparențe, să nu ne uităm la ceea ce pierdem. Eu știu că suntem oameni, da? Trăim în trupul acesta. Noi nu-i spunem că este absurd, este anormal să plângi. Lacrimile și-au locul lor. Dar dincolo de aparențele acestea, dincolo de viziunea aceasta sumbră, tristă, scumpii mei, noi avem o altă perspectivă. Și ce mi se pare ciudat, și asta e greu câteodată pentru noi, spune Apostolul Pavel celor din Roma de data aceasta, zice, o, adâncul înțelepciunii, științei lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, cât de neînțelese sunt căile Lui. Cine a cunoscut gândul Domnului? Cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Curios, frații mei, este că Dumnezeu nu ne dă toate explicațiile pe moment. Ucenicii n-au înțeles de ce Domnul Iisus a trebuit să sufere. Cei doi în drum spre Emaus erau foarte deprimați. Nu înțelegeau, dar surprinde Biblia mai târziu că le-a fost deschisă mintea ca să înțeleagă de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Stau câteodată, scumpii mei, și mă gândesc la Iov. Eu știu că a fost grea durerea despărțirii, foarte grea. Eu știu că este neplăcut de sus să ajungi jos. E foarte neplăcut. Dar știți ce cred eu că a fost cel mai greu pentru Iov? Nu înțelegea de ce Dumnezeu, în aparență, cel puțin în aparență, tace. De ce Dumnezeu nu-mi dă explicații? Imaginați-vă că cineva s-ar comporta într-un mod nepotrivit cu noi. Și știți care e de obicei întrebarea noastră, prima întrebare care ne vine? De ce? De ce? Frații mei, sub acest de ce, noi trebuie să avem răbdare. Sub acest de ce, noi trebuie să ne închidem gura. Chiar dacă lucrurile, cum spuneam, nu sunt clare și Dumnezeu intenționat tace, Dumnezeu intenționat ține registrele sale închise, noi trebuie să așteptăm, așa cum s-a spus, fer convinși că într-o zi Dumnezeu va scoate la lumină, va scoate la lumină, va deschide, dacă vreți, evidențele sale. Și toate aceste necazuri, toate aceste probleme vor fi înțelese de noi, vor fi pricepute de noi. Spunea Iov în finalul cărții sale, urechea mea auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și este aici o remarcă care aș vrea să o fac și în asemenea ipostază. Iov a avut 10 sicrie, noi avem 2. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Frații mei, eu știu că pocăința pentru noi pare câteodată o idee foarte cunoscută, foarte vehiculată, stăpânită bine. Omul acesta curat la suflet, neprihănit, a înțeles în urma necazului că are nevoie de pocăință. Și dacă numai pentru asta a trebuit să sufere Iov, dați-mi voie să spun că s-a meritat. Cu toate că eu cred că necazul acela a avut multe alte beneficii. Un beneficiu l-avem și noi. Când suntem în necaz, noi citim cartea Iov. S-a meritat să sufere? Credem că s-a meritat. Adică ce am vrut să spun? Să știți că Dumnezeu n-a pierdut situația de sub control. Important este să lăsăm pe Dumnezeu să rămână acolo unde trebuie să rămână. Să-i acordăm cinstea care o merită și să-i aducem slavă. Amin.